Bună dimineața, domnule președinte de ședință, stimați colegi. Declarația mea politică din această dimineață are legătură cu piața muncii. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, cele mai recente date de pe piața muncii ne arată încă o dată cât de vitală este reducerea taxării muncii. O taxare susținută pe deplin de Partidul Social Democrat. România se confruntă cu o forță de muncă îmbătrânită. Firmele din țara noastră își doresc angajați autohtoni, dar nu prea mai au de unde să ia. Românii pleacă să lucreze în străinătate, iar antreprenorii se văd nevoiți să angajeze cât mai mult personal din Asia. Este de altfel și cazul firmelor care activează în Horeca, din județul Brașov, județ din care provin. Din ce în ce mai multe companii se confruntă cu o criză de resurse de forță de muncă, iar angajarea personalului din, din Asia reprezintă culmea singura opțiune. Există însă și aici foarte multă birocrație care tergiversează mult momentul angajării. De foarte multe ori, pregătirea profesională a celor care vin din afara țării este cu mult sub pregătirea profesională a angajaților autohtoni. Datele arată că anul trecut, guvernul a aprobat un contingent de 100.000 de muncitori străini, iar pentru acea, acest an, cererea a crescut la 140.000. Din păcate, prognozele arată că România ar putea pierde în continuare 2,7 milioane de angajați până în 2050. Este nevoie așadar de reechilibrarea re taxării muncii în raport cu capitalul. Prin taxe mai mici pe muncă se vor, vor crește veniturile populației active. Ținând cont de faptul că țara noastră se află de mulți ani într-un proces de declin demografic, politica Partidului Social Democrat este îndreptată punctual în direcția aceasta, în scopul stabilizării forței de muncă pe piața națională. Vă mulțumesc, Rasaliu Marian, deputat de Brașov.